Salut, dragi! Voi face citirea pentru perioada 1-15 martie. Este o perioadă cu stelium atât în vărsător cât și în pești, deci foarte multă energie în aceste domenii de viață. Ce reprezintă pentru fiecare, veți afla la horoscop. Și luna nouă în pește, o lună nouă care ne dă un început. Un început când noi putem să începem ceva într-un domeniu de viață, ceea ce îl reprezintă peștii, și să primim rezultatul în august, la luna plină în pești. Haideți să vedem asta a căzut. Ce spune pe domenii de viață tarotul Rider White? Și iată, aveți mult de muncit în această perioadă, începutul de martie, jumătate din luna martie, foarte multă muncă, concentrare, așteptați să primiți roadele acestei munci, acestor eforturi pe care voi le faceți pentru voi, pentru resursele voastre. Haideți să vedem, în primul rând, această zonă, da, sensibilă, voi. Ce puteți face voi? Și iată că voi s-ar părea că aveți, fie că voi ați făcut sau altcineva, este vorba de un înscris falsificat. Sau cineva vă fură armele, am zice. Voi erați siguri pe ceva și vă treziți că nu mai puteți să vă folosiți aturile voastre, ceea ce puteați să folosiți, fie legat de sănătate, fie legat de temperamentul vostru, de persoana voastră, de aspectul vostru. Deci, sau de resurse, vom vedea. Deci dă un aspect de înscrisuri falsificate, lucruri care nu sunt adevărate și aspecte care s-ar putea să vă influențeze. Fericirea pentru voi vine odată cu o distracție, o petrecere la care participați. O petrecere unde întâlniți persoane, vă arătați relațiile voastre, cunoașteți alte persoane, legați relații. Este o petrecere în această perioadă, 1-15 martie, la care participați și vă simțiți foarte bine. În schimb, în cunoaștere, în studii, în călătorii, voi sunteți un eremit, am zice un filozof, un filozof care știe că nu este bine să iasă în evidență, știe că este bine să-și ascunde scopurile, știe că este bine să asculte ce spun ceilalți, să analizeze și să nu-și expună el părerile lui, să-i lase pe ceilalți să-și expună părerile, iar el să încerce să cunoască în amănunt anumite aspecte. Știe că o piatră poate să distrugă viața unui om, dar și un imperiu, sau vorba este de argint, tăcerea este de aur. Deci, am zice că vă bazați pe aceste pilde. În schimb, resursele, locul de muncă și cariera. În resurse, bunuri materiale, sunteți un magician. V-ați fixat un scop, vă țineți de el, vă folosiți creativitatea, ideile, mentalul, gândirea,
energia, vitalitatea, comunicarea, sentimentele, relațiile și plus bagheta magică care vă dă posibilitatea să manipulați persoane sau situații astfel încât să vă atingeți acel scop pe care vi l-ați fixat la infinit. Acest semn al infinitului arată forța voastră de a merge după acel scop pe care vi l-ați fixat. Și este vorba de resurse, de bunuri materiale, deci voi v-ați fixat ceva legat de bani, de resurse și nu o să vă dați în lături din această lupta voastră. La locul de muncă sau legat de sănătate veți avea o trădare, cineva vă trădează. Această trădare poate să vă aducă suferință, lacrimi. În acest domeniu de viață al relațiilor pe care le aveți la locul de muncă sau legat de sănătate. Să vă aducă o cădere de vitalitate, de energie din cauza acestei trădări. 6 de bâte arată că menirea voastră este să luptați într-adevăr, să ieșiți din blocaje, dar s-ar părea că aceste blocaje sunt într-un fel sau altul karmice, vorbim de carieră, de menirea voastră în familie, la locul de muncă profesională sau în societate, unde trebuie să vă bazați pe dreptate, pe adevăr, pe corectitudine, pentru a depăși aceste blocaje. Deci este un moment destul de important în viața voastră cu acest 6 de bâte. Comunicare, contracte, asocieri, relații. Și iată că în comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, voi ați făcut eforturi, ați fost creativi, ați încercat să-i sprijiniți pe ceilalți, să vă folosiți sentimentele, să arătați dorința voastră de a cunoaște trecutul, de a acumula obiecte antice sau, eu știu, de a avea comunicări legate de obiecte care sunt mai vechi, de lucruri vechi, de evenimente vechi. Dar aceste eforturi nu le-ați făcut decât pentru a strânge ceva, pentru a economisi, pentru a avea niște resurse care de altfel sunt contestate. Adică aceste resurse ale voastre, munca voastră, fiindcă acest personaj muncește, da? Este contestat de frați, de surori, de vecini. Vă contestă toate acestea și am putea spune că nu puteți face nimic, nu puteți să le demonstrați că nu e corect ce fac, fiindcă dacă veți face acest lucru, veți pierde bani, resurse și nu o să le schimbați părerea sub nicio formă. În schimb, contracte, asocieri, procese, chiar și căsătorie, este blocat, este o stagnare, fiindcă și aici aveți o stagnare, și aici o stagnare, și aici tot arată stagnare. Deci este o stagnare. Datorită faptului că ați ajutat pe cineva, ceilalți vă consideră pe voi vinovați, consideră că ați vorbit prea mult, consideră că ați ajutat pe celălalt, chiar dacă voi nu l-ați ajutat, dar ceva apare, o tensiune și voi sunteți cei care sunteți cumva scoși țapii spășitori legat de acest, să zicem, sacrificat. Nu puteți să le schimbați concepțiile celorlalți, este momentul să vă schimbați voi concepțiile. Deci aici trebuie să fiți foarte atenți. În schimb, voi v-ați făcut niște planuri, ați făcut eforturi pentru a avea un proiect care să vă aducă resurse foarte bune legate de prieteni, de protectori, dar ceva s-a întâmplat, fiindcă aici ați greșit ceva și astfel nu câștigați cât ați sperat, veți câștiga mult mai puțin, dar
promitesc că pe viitor veți reuși mult mai bine. Și este o carte a recoltei, unde am putea spune că în aceste relații pe care le aveți, nu obțineți recolta pe care o doriți, dar nici nu pierdeți. Familie, cămin și schimbare, transformare. Ultima este karma. Am zice că veți avea două săptămâni destul de active, dacă observați, și cu eșecuri, dar și cu aspecte benefice. În familie, cămin, partenerul de viață, s-ar părea că pentru voi este un moment destul de dificil, fiindcă aveți acest card de luptă, care clar spune că voi va trebui să luptați, carul de luptă de obicei reprezintă chiar racul și am putea spune că trebuie să luptați cu ținerea unei situații dificile sub control, să controlați această situație dificilă, să vă controlați această relație. Dar vă doriți și să mergeți peste cei care vă impun această stagnare, fiindcă la carul de luptă întotdeauna stagnarea este impusă. Și s-ar putea să vă doriți să ieșiți din stagnare, dar trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Va fi destul de dificil să ieșiți din această stagnare în familie, cămin, trecut, relațiile cu un părinte de același sex sau chiar cu partenerul de viață. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, este temperanță, cumpătarea. Din nou, arcană majoră, este săgetătorul, este un moment în care voi trebuie să ajungeți la un echilibru, dar acest echilibru nu se poate atinge oricum. Trebuie să vă folosiți intuiția, să vă folosiți cunoașterea, să studiați aceste forțe care intră în joc, astfel încât voi să obțineți acel echilibru pe care vi-l doriți. În ceea ce privește, deci aici este schimbarea, deci voi vă schimbați și deveniți niște persoane care vreți să cunoașteți forțele, să cunoașteți amănuntele și de-abia pe urmă să luați o hotărâre. În ceea ce privește karma voastră, aveți soarele, fericirea, căldura, armonia, iubirea, unde poate fi vorba de o iubire, poate să fie vorba de fericire. Este bine să le păstrați în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal, fiindcă acest soare este foarte vulnerabil și, așa cum întotdeauna spunem, soarele întreține viața cât timp are ce evapora, și poate să distrugă viața când nu are ce evapora. Deci trebuie să vă analizați foarte bine această situație. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc. Să luăm un pic de aer, că nu mai putem.